Trăiesc în aceeași Europa, însă au vieți complet diferite. În timp ce în România majoritatea pensionarilor abia își duce traiul de pe zi pe alta, seniorii din Italia se bucură de la Dolce Vita, cu pensii de câteva mii de euro care le acoperă lejer cheltuielile. La noi costul facturilor se resimte de 3 ori mai mult. Este diferență uriașă de trai între un italian și un român. Govi Emilio a muncit peste 40 de ani într-un serviciu auto și în vânzări în Italia. Acum se bucură de pensie, la propriu. Circa 1900 euro. La polul opus se află Constantin Exărescu, un pensionar român în vârstă de 70 de ani, dintre care 45 a muncit în aviație. Pensia lunară nu este mai mare de 3000 de lei, venit din care abia și acoperă medicamentele, facturile și mâncarea. M-am calificat în meseria de structurist de aviație și am lucrat 44 de ani și 8 luni. Am ieșit la pensie în 2018, după toate indexările care s-au fost aplicate, am ajuns la pensia de 3000 de lei. Adică aproape 600 de euro. Diferențele sunt uriașe și când vine vorba de cheltuielile lunare. Mutuo, un prestito, insomma, quando abbiamo ristrutturato la cucina, da un anno vale ancora per 3 anni, che sono altri 220 euro mensili. Spese per l'automobile, tra benzina e ripartito nell'arco dell'anno i costi fissi, cioè il bollo, la tassa di proprietà più l'assicurazione, sono almeno altri 200 euro. Sono circa 500 euro di spese per l'alimentazione, insomma per gli alimentari, tra le spese carne, per, insomma quello che è per il mangiare, quello mensile. Deci di 3.000 de lei per medicamente dau cam 400 de lei, în jur de 1200, pe chiar mai bine de 1200, dacă stau să mă gândesc, se duc pe facturi, pe asta pe timp de vară. Pe timp de iarnă, cred că costurile vor fi mult mai mari. Pentru seniorii români, o cafea în oraș este un lux. Ieșim în oraș să ne plimbăm fără să bem nici măcar o cafea, pentru că nu ne mai permitem. Penso andiamo quando è possibile durante la settimana o il sabato, così andiamo a prendere un caffè a fare una colazione. În timp ce un pensionar român este mai atent la bani atunci când merge la piață, cel din Italia nu își numără fiecare cent. Un bătrân de acolo își permite să cumpere de 3 ori mai multe lucruri decât cel din România. Are cu ce să își plătească facturile, mâncarea. O pensie medie în România nu este mai mare de 370 de euro, în timp ce italienii au aproximativ 1300 de euro pe lună.